Bună și bine vă găsesc și vă regăsesc, dragi exploratori! Astăzi, alături de mine, o am pe Alexandra. Bună, Alexandra! Bună, Adela! Și bine ai venit! Mulțumesc! Taman ce îmi spunea Alexandra că la ea e furtună, iar noi astăzi o să vorbim despre cheia 6, despre furtunile interioare ale centrului emoțional. Bine. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea și... Seria asta pe care am început-o are legătură cu lecțiile de viață învățate de la diferitele chei sau porți, iar tu, Alexandra, ai cheia 6, poarta 6 și o să dau cuvântul să ne spui cum o simți tu și ce ai învățat de la activarea asta în viața ta. Da, chiar acum pe tranzit. În primul rând, mulțumesc de invitație. Chiar îmi place acest proiect și susțin partea asta practică. Adică avem informația, putem să citim, dar exemplele întotdeauna fac mai mult. Nu știu dacă se aude, furtuna e fantastic. Se aude. Regia, furtuna. Asta se întâmplă, de fapt, și în interior, pentru că... tranzitul ăsta se simte dinainte, zic eu, și cum oricum am partea așa se activă, deci conflictul este mereu prezent cumva, fie că îl simt în interiorul meu, fie că îl recunosc în alții. Și ca să o luăm așa cu începutul, aș zice că aș vrea să zic că am un emoțional nedefinit, da? Deci e o poartă care e la nănică acolo, dar bineînțeles că am crescut cu o mamă emoțională, ceea ce înseamnă că... simțeam amplificat toate valurile posibile și, bineînțeles, că sunt și the middle child, da? Deci sunt copilul de la mijloc. No, toate motivele să devin people pleaser și mi-am petrecut o mare parte din copilărie fiind foarte atent așa la conflict, de fapt. Cum să fac să mă feresc de el? Și îmi cream tot felul de granițe, bineînțeles, sau tot felul de mecanisme prin care credeam eu că le evit. Le evitam în exterior, dar îl cream în interior. De fapt, cam asta cred că se întâmplă. Atunci când, ce să zic, când nu știi nevoile adevărate sau limitele și nu poți să recunoști nici în celălalt. Un people pleaser simt eu că nu are limite, pentru că e întotdeauna atent la celălalt. Și atunci el dispare într-un fel. Și aia nu iubire. N-ai. Intri într-o relație în care te pierzi, că până la urmă vorbim și de intimitate și mai știu ce, și chiar la relațiile astea de iubire. Asta mi s-a întâmplat foarte mult timp, sau asta am creat, nu mi s-a întâmplat foarte mult timp, în care pur și simplu m-am pierdut. Și mai mult de atâta, conflictul din interior n-are cum să nu iasă și în exterior. Și atunci... Pentru că ești people pleaser și ești people pleaser, dar până când, că la un moment dat, explodezi. Iar eu șasele astea le-am pe linie 2. Și ce faci? Îl ceri pe celălalt că nu-ți dă sau nu-ți aduce sau nu-ți citește gândurile. Dar cum să-și citească gândurile sau să-ți dea ceva ce nici nu știi că vrei? Și așa m-am plimbat de la reactiv la represiv și mi-am petrecut mult timp neînțelegând ce înseamnă intimitatea și ce înseamnă toată partea asta, chiar și de sexualitate, dacă mă gândesc puțin, avansăm puțin în viața așa de la copilărie. Cumva am căutat intimitate, dar pentru că nu aveam cu mine, nu știam să o creez într-o relație. Da. Asta cred că este lecția cea mai importantă și de fapt asta cred că vrea să mă învețe șasele ăsta. cum să am această intimitate în primul rând cu mine, ca după aceea te acolo ăla să pot să crezi cu altcineva. Îți mulțumesc, Alexandra, pentru că menționezi tema intimității, pentru că în Human Design 59 și 6 sunt într-un canal minunat împreună, canalul The Channel of Mating, da? Canal care are de-a face cu intimitatea și creativitatea care se naște în intimitate. Așadar, eu am 59, uite, facem un electromagnetic aici. Eu am 59 de două ori, tu ai 6 și de foarte multe ori am văzut canalul ăsta în partenerieri de orice fel, partenerieri care aduc ceva pe lume. De exemplu, un video acum. Dar este un canal foarte intens și cu foarte multă energie și senzuală și sexuală și... e interesant că ambele porți sunt în fecioară, iar fecioara e un semn destul de pudic. Și cred că și 59 și 6 fac efort să
cunoască partea asta a lor. Deci mulțumesc că ai deschis subiectul ăsta pentru că e relevant. Așadar, voi cu 59 sau 6? We see you! Bun, poți să continui. Mulțumesc, am vrut să punctez asta. M-aș lega cumva de ce ai zis tu de 59 și de 6 și de fertilitate și creativitate, atâta timp cât este conflict interior, pentru cei care poate au în relația lor 5-9-6 și nu înțeleg de ce nu pot să creeze, să aducă pe lume ceva drăguț și mititel, atâta timp cât e un conflict interior, apare, simt eu, și sterilitatea. Mm-hmm. Pentru că conflictul pentru mine este o lipsă de aliniere. Cam asta e. Nu-i rău, nu-i bun, întotdeauna spate naște ceva minunat din el, atâta timp cât ne duce să ne aliniem. Acum fiecare în ce loc îl trăiește și în ce moment și probabil că are 100.000 de culori și e un curcubeu probabil pentru fiecare. Dar da, 5, 9, 6 pot să creeze așa sau nu? Da. 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 Valoros. Valoros pentru că întotdeauna tema e, da, sau nu, exact cum spui și tu, fertilitate sau nu, creativitate sau nu. Da, foarte, foarte interesant. Care este altă lecție importantă pe care ai învățat? Mai, hai să trecem mai departe, așa, să avansez prin viață, cum s-ar zice, că am descoperit, nu de mult, human design-ul și cheile genelor. Și am înțeles ce înseamnă un emoțional nedefinit și un emoțional definit. Eu fiind nedefinită, am înțeles cum pot să preiau și ce se întâmplă când preiau de la altcineva și cum să fac să nu aduc conflictul altuia în interiorul meu și să mă identific cu el. Te ascult, eu între timp pot să clic aici să arăt și o hartă cum arată un emoțional definit și nedefinit. Așa, perfect. Da, și atunci ce fac? Mă ajută foarte mult să văd când celălalt este în conflict și să nu mă bag cu bocancii acolo. Să simt că, de fapt, primesc o informație despre celălalt, asta simt, am privilegiul de a înțelege ce simte celălalt și pot atunci să intru pe rolul ăsta de diplomat, știi? Atâta timp cât sunt conștientă că nu-i conflictul meu, pot cumva să îmi asum rolul potrivit. Câteodată e nevoie să dai cu spada și câteodată e nevoie să strângi în brațe. Depinde, știi? Așa vorbești în șase, cred. Da, acum... pentru că acum nu mai fug de conflict. Înainte fugeam de conflict. Acum doar devin conștientă să nu cumva să scot afară conflictul meu interior. Cum am făcut ieri? Să vă dau un live example. Pentru că am zis că în ultimele săptămâni am fost continuu într-un conflict și cu cei din afară și cu mine. Am urcat pe munte să vedem apusul. Iubitul meu drag s-a pregătit cu păturica, cu păptică, cu suculeț, cu tot ce vrei. M-a dus până acolo și am ajuns furioasă. Furioasă, nu mai puteam. Și n-aș vrea că eram așa bucuros, că era așa mișto acolo, dar nu mai puteam de nervi. Și am început să îl cert. Și îl certam și mă auzeam și ne dădeam seama că ceva nu este în regulă. Adică dau vina. Și am zis, da, urlând, i-am zis, te rog frumos să înțelegi că nu e despre tine. De fapt, este despre mine. Conștientizarea profilului în timp real, știi? Da, a fost foarte mișto. Exact asta se întâmplă. De fapt, așa văd eu procesul. La început nu știi ceea ce faci, apoi îți dai seama ce faci, dar nu poți să te oprești. Bă, îți dai seama în timp ce o faci și poate reușești, cum am zis eu în nervii aia, tot să zic că mi-o asum chestia mea, e conflictul meu interior, îmi pare rău. Tu pune păturica, lasă-mi să urlu, tu pune păturica. Da. Și numai după aceea încep să ajungi la nivelul următor în care să recunoști înainte și să te poți poziționa corect. Și de fapt, asta mai mi-aduce aminte de ceva, se vorbește în cheile genelor de faptul și de timing, de fapt. Să-ți asum, adică să faci conflictul cunoscut, astea sunt cuvintele mele, la momentul potrivit și sub forma potrivită. Exact. Deocamdată n-am ajuns acolo. Poate voi care aveți șasele și urmări, ați învățat această lecție. Bun. O să șeruiesc un pic ecranul meu, o să arăt harta mea, care e la fel de goală emoțional, dar să identificăm cât de cât pe unde e șasele ăsta, pentru că poate nu toată lumea știe pe unde este.
Când vorbim de centru emoțional, vorbim de centrul ăsta de aici. Da? Alexandra îl are, chiar dacă într-un emoțional necolorat, ea are 6, eu am 59. Canalul despre care vorbeam mai devreme este acest 59-6. Poate aveți șasele în chei, poate l-aveți în human design, poate l-aveți în profilul astrologic. Pe unde l-aveți e la fel de important și la fel de, poate să fie la fel de reactiv. Mi se pare foarte important ce spui apropo de partea asta emoțională care bubuie și duduie, pentru că pe de-o parte, dacă emoționalul nu e definit, pe acolo intră tot felul de emoții, funcționează ca un fel de burete și atunci poate eu de-a lungul zilei am tot adunat acolo în emoțional la lucru și dintr-o dată explodează. Pe de altă parte, dacă șasele în linie 2, cum zici tu, sau dacă aveți foarte multe linii 2, și liniile 2 la fel, sunt foarte expresive și din curgerea aia foarte blândă, la un moment dat vine șuvoiul de apă și exprimarea devine foarte, foarte balaur. Da. Voiam să spun o lecție, deși n-am șasele, o lecție pe care am învățat-o despre șase, pentru mine a fost revelator, am făcut Delta anul ăsta. Pentru cei pasionați de cheile genelor, e un, să zicem, joc de autocunoaștere foarte interesant și într-una din săptămâni a trebuit să fiu în poziția care se referea la cheia 6. Și precum spuneai și tu, foarte interesant să văd ce înseamnă conflict și să văd cum reacționez la conflict sau când inițiez conflict sau așa mai departe. Și mi se părea de interesant că, wow, la celălalt capăt al conflictului e pacea. Și pentru mine asta a fost o lecție foarte importantă. Eu, având ascendent în berbec, sunt destul de fiery. Ce a fost important pentru mine și lecția pe care am învățat-o a fost, chiar dacă uneori mai intru în conflict, dacă pot, cum zici și tu, în mijlocul conflictului să-mi dau seama că, de fapt, finalul ar trebui să fie pacea, aia m-a mai îmblânzit. Adică a fost o lecție importantă. Și în parteneria la fel. Ok, eu și partenerul, de fapt, mergem în aceeași direcție. Noi ne dorim același lucru. Dacă pot să trag aer în piept, să zic, ok, fac aici, trag un răget aici de dragon, dar după aia, de fapt, amândoi ne dorim același lucru. Pentru mine asta a fost o lecție importantă primită de la șase. Că da, conflictul are și el partea lui, din când în când, dar pacea de dincolo pentru mine a fost o lecție foarte importantă și dacă pot, atunci când vorbesc ceva, chiar dacă e ceva ce m-a deranjat, să o vorbesc cu intenția asta de pace. Hei, eu de fapt vreau să ajung acolo, la pace cu tine. Cum pot să fac asta? Și atunci cred că darul diplomației, poate ne spui tu mai multe despre asta că îl ai în profil, darul diplomației cred că găsește aceste metode foarte abile de a obține pacea alături de celălalt. Asta aveam eu de zis, neavând-o. Am învățat asta în corporație, dacă îți poți imagina, în care cumva era foarte, era americană firma și bineînțeles că totul era foarte politic și se vorbea întotdeauna la not personal, da? Întotdeauna era despre proiect, despre decizie, despre whatever, dar nu era despre noi, știi? Și cumva o pot să o transpun acum și într-o relație în care de fapt este despre situația asta pe care vrem să o rezolvăm împreună, da? Și atunci nu vorbesc de obicei despre tine, ați văzut, ieri am dat un gard, dar nu mai vorbesc despre celălalt, ci vorbesc despre ce-mi doresc să aduc sau ce-mi doresc să înțeleg sau whatever it is. Foarte mișto oricum lecția, chiar dacă n-ai un șase, mi se pare că wisdom-ul la voi este, de fapt. Noi cu intimitatea noastră le-ați fi intimate ca să a fost lecția. Da, e un canal foarte fain ăsta și eu am crescut, am fost crescută tot în mediul emoțional și cu 55 îți dai seama cum se întâmplau lucrurile. Am descoperit că de foarte multe ori trăgeam către oamenii cu șase, adică exista zona asta de, și, da, de compatibilitate foarte faină între 59 și 6. Se caută. Se caută energiile astea între ele. Da, ce mai voiam să spun despre șase, eu mă uit la ea un pic din perspectiva astrologică, fiind o cheie de fecioară, tot timpul menționez asta când mă refer la fecioare, deși guvernatorul e Mercur și poate foarte mult aici prin sfera minții, fecioara e un semn de pământ
Și de multe ori am simțit că ce poate să aplaneze conflictele astea, ce lecție ne învață Fecioara în general, chiar și aici în cheia a șase, este conexiunea cu pământul și conexiunea cu natura. Când sunt prea mult în minte sau prea mult în emoție sau m-am luat foc de tot, ce ar fi să fiu în natură? Poate tu ai avut noroc ieri că ai fost în natură și a fost un pic mai... te ajută într-un fel și mediul în care să echilibrezi starea respectivă, dar mai ales pentru emoționalii nedefiniți ca noi, din când în când câte o alergare pe afară, îmbrățișat un copac, ceva, ne mai ajută să nu amplificăm tot. Da. Voiam să te întreb cum vezi tu canalul ăsta cu totul. Care e experiența ta invers, de la 6 către 59? Cum îi percepi pe 59 ani sau relațiile tale cu energia asta? După ce am discutat că o să povestim și mi-a zis că ai 59, le-am uitat un pic în spate să văd câți 59 am avut de-a lungul vieții lângă mine. Nu prea, ceea ce mi se pare foarte interesant. Mm-hmm. Acum am o prietenă care e cumva mai aproape de mine de vreo 3 ani jumate, care are 59 și pe care de fapt o cunoscusem cu mulți ani înainte, dar ne-am uitat una la alta așa, știi? Acum au rămas, 59 era într-un capăt, 6 era în celălalt capăt, știi? Ne-am uitat amândouă, eram în perioada trial and error, că suntem 4-6 amândouă. Și, dar am rămas cumva în legătură pe Facebook și acum mi-am apropiat foarte mult. Și... când a venit tranzitul, perfect, știi? Exact, o așteptam momentul în care să ne putem probabil gestiona, pentru că niciuna dintre noi nu este emoțională, dar împreună devenim emoționale. Ups! Da. E foarte interesant că vorbim foarte mult despre intimitate și despre sexualitate și, de fapt, apar în discuții foarte multe challenge-uri pe care le avem fiecare în acest domeniu și, cumva... cum vezi tu și cum vezi tu și învățăm una de la cealaltă, știi? Ce ai experimentat? Cât de departe poți să împărtășești din ce ai experimentat ca să putem să ajungem acolo împreună? Da, limitată experiența mea cu 59, dar da. 59 ani, mergeți către Alexandra! Bună! Contropiți-o! Da. E un canal fain. Eu acum am trecut de la 59-6 la 55-39, întâlnesc numai oameni cu 39 peste tot. Am făcut shift-ul de la nodul sud la nodul nord. Dar, da, interesantă activarea. Ce voiam să spun și, pe urmă, dacă ai o lecție cu care vrei să închei, pregătim spațiu de închidere. Ce voiam să spun despre tranzite, pentru că mi se pare interesant că ai punctat asta, de foarte multe ori văd asta și în lucru cu clienții mei. Când ok, tranzitează, s-ar putea să fie un moment în care simțiți mai acut lucrurile. Dacă aveți cheia respectivă, chiar capătul celălalt de canal, cum e cazul ăsta, n-am 6, dar am 59, tranzitul ăla s-ar putea să scoată niște lucruri pe care eu încă le mai am de conștientizat sau de rezolvat și îmi place să lucrez cu tranzitele, mai ales ale porților și cheilor, mai puțin astrologice în sensul macro, dar mai mult pe chei îmi place să mă uit. Deci mă bucur că ai spus asta și probabil și la tine. Întâmplarea de ieri a fost numai bună să mai lucrez în strat exact de 6. Exact pe 6-2, deci... A, zic la tine mult. Direct. Exact pe activarea mea, da. Foarte interesant. Cumva, singurul lucru cu care aș mai încheia ar fi că... trăim așa într-o lume în care emoțiile astea sunt văzute ca ceva greșit și implicit și conflictul este văzut ca ceva greșit. Pentru mine e vorba doar de ce fac cu energia respectivă, spre ce o îndrept. O îndrept spre celălalt și încep să dau vina sau mă simt vinovată pentru conflictul care îl aduc sau pun energia creatoare către o soluție. Cumva pot să mă cufund în conflict fără să mă pierd și să-mi păstrez, ok, care-i scopul meu de fapt? Urlu, da, m-am enervat, da, ok, dar ce vreau de fapt? Să-mi antrenez vocea. Da, și atunci mă țin cumva de mine, chiar dacă trec emoții multe pe aici, nu mă pierd. Cred că oricine poate să învețe să facă asta de fapt. Da. Mulțumesc! Înțelept! Învăț de la tine, învăț de la ce înseamnă centrul ăsta. Mulțumesc pentru confirmări.
Și da, cred că trecem prin benzile astea de frecvență tot timpul, mai ales pentru cei care lucrează cu cheile de mai mult timp, cum spuneai și tu, trec prin ele un pic mai repede, adică mă văd, opa, stai că sunt în umbră. Da, pot să zac aici dacă vreau în umbră, dar pot și să fac shift-ul mai repede, știi, când știu ce mi se întâmplă. Bine, mulțumesc mult pentru prezență și pentru împărtășiri și sper să fie de folos și pentru cei care ne ascultă și care au activările astea și dacă le aveți, spuneți-ne pe unde le aveți și cum le-ați experimentat voi ca să învățăm și noi de la voi. Bine, îți mulțumesc mult! Și eu, o seară faină! Pa, pa!